Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă prezint astăzi un caz absolut șocant. Un tată vitreg și-a violat ani la rândul fetița, o fetiță minoră pe care a și lăsat-o însărcinată. Toată tragedia s-a întâmplat în comuna Moravița. La sfârșitul anului trecut, fetița a dat naștere unui copil pe care l-a abandonat în spital. De aici, iată, bomba, ca să zic așa, a explodat. Informația cutremurătoare a ajuns și la urechile primarului Răzvan Brăzdău, primarului comunei Moravița, care a alertat de urgență autoritățile. Au început, iată, împreună o anchetă și au aflat toată această tragedie prin care a trecut această fetiță. Se pare că s-a făcut și un test ADN care confirmă, care ar confirma faptul că, într-adevăr, tatăl vitreg al fetiței este și tatăl copilului acesteia. Ei bine, o poveste absolut tulburătoare. Vă avertizez din capul locului că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Am reușit să vorbim pe lângă, să obținem pe lângă declarația primarului comunei Moravița și cu o altă victimă, doamnelor și domnilor, întrucât se pare că acest bărbat ar fi făcut mai multe victime, și anume cu sora bărbatului, cu Petronela, o femeie care acum este ajunsă la vârsta de aproape 40 de ani, care susține că ar fi fost violată la vârsta de doar 9 ani de fratele acestuia, același bărbat care a violat și fetița minoră, pe fata sa vitregă. Așadar, vă avertizez încă o dată, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Propun să vedem în primul rând declarația primarului comunei Moravița, care povestește cum s-a întâmplat, cum a decurs prima parte a anchetei, întrucât trebuie să vă spun faptul că acum bărbatul este în custodia poliției și este cercetat penal pentru faptul că și-ar fi violat fetița vitregă minoră. Așadar, rămâne să vedeți o primă declarație a primarului comunei Moravița, după care ne întoarcem aici în platou. De fapt, acest, nu tată, nu om, monstru, nu știu cum să-l numesc, am înțeles că a abuzat de această fată ani de zile. Ea a făcut 18 ani în luna decembrie, dar din ce am întrebat și de ce mi-a spus ea, sunt, cred că, 5-6 ani de zile în care acest monstru a abuzat de ea. Și în momentul în care a rămas însărcinată și a și născut, era încă minoră. Așa înțeleg. Da, era minoră, ea a făcut în decembrie, a împlinit 18 ani și nașterea a fost undeva prin noiembrie. Da, momentan e bine. Fără el, copiii sunt ok. Au fost și frații puțin șocați. Clar, vă dați seama, copii de 10, 11, 12 ani. Când o vedeam pe fată, clar, îmbrăcată, nu ne dădeam seama, și mai ales că știind că are un handicap, poate să vedeți sau... Clar că nu poți să te uiți la un copil cu o boală, să-l analizezi, că poate în primul rând se simte el prost. Eu știu la mine situația, de-aia vă spun. Da, e clar, mama într-un final am înțeles că ar fi recunoscut și ea, că ar fi știut că e gravidă, dar nu se știa cu cine. Dar poliția într-un final a reușit să intre pe fir și să obțină exact tot ceea ce aveau nevoie și să rezulte că, de fapt, tatăl este acest monstru. Da, doamnelor și domnilor, ați văzut, după cum vă spuneam, informații greu de ascultat, greu de procesat, ca să spun așa. Este unul dintre cele mai grele cazuri pe care le-am prezentat vreodată de când lucrez în presă. Însă ce este și mai șocant, doamnelor și domnilor, este declarația surorii bărbatului care și-a violat fata minoră, care aceasta susține că ar fi fost violată la vârsta de doar 9 ani, tot de acest bărbat. Trebuie să avertizez încă o dată că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Vă las să ascultați povestea absolut dramatică a surorii acestuia și revenim în platou. La mine s-a întâmplat, normal, Andrei, Ghitiu Andrei este fratele meu. Așa, noi suntem 11 copii, din care eu sunt cea mai micuță, am 40 de ani și dânsul, când eu aveam doar 9 anișori, așa, el, am fost violată de el,
S-a întâmplat când era și se întâmpla violurile astea când el era băut, așa. Câți ani avea el atunci? Păi, exact să știu, exact nu știu câți ani are, 50 și ceva de ani acum, avea vreo 30 și ceva de ani, cred. Și dumneavoastră doar 9 ani și v-a violat. Da, aveam 9 anișori, din care a fost foarte urât ce mi s-a întâmplat, doar nu numai violul, dar și lucruri urâte, sex oral, multe lucruri cutremurătoare, din care eu, după un pic de timp, i-am spus mamei mele, din care, în loc să fiu ajutată, să fiu, ea m-a luat la bătaie. De ce v-a luat la bătaie? Cu pălmi. Cu pălmi, și din care mi-a spus să nu spun la nimeni, pentru că dacă va afla tatăl meu, că tatăl meu încă era în viață, și dacă va afla tata, îl va omorâ și eu și taică meu va intra în pușcărie și eu lui o să-i am pe amândoi pe cunoștință toată viața mea. Din care eu, uitați așa, am ascuns, aveam frică să spun chestiile astea, din care eu am început să spun la frați, la surori, niciunul nu mi-a dat niciun sprijin, nici moral, nici o mângâiere, iar toți mi-au zis, nu va să spui la nimeni că ne faci familia de râs, dar eu n-am tăcut. Eu am spus, după aia eu am plecat, am trăit cu un cubinaj în Moravița cu domnul Pârvu Ioan, din care am și fetița, cea mai mare. El a știut și el de mine, chiar la etatea de 15 ani, 16 ani, când l-am cunoscut, eu i-am spus lui adevărul. A știut și el, în care eu m-am încrezut în el, după care a început și din partea lui bătăi, tot așa, de ce ai stat să trăiești cu frate tu, de ce l-ai lăsat să te violeze la ea, așa. Și eu am suferit foarte mult și cu el și am luat decizia și am venit în Italia. Vreau să vă întreb, fratele dumneavoastră, atunci când aveați 9 ani, v-a violat în repetate rânduri sau a fost un singur episod? Chestia s-a întâmplat, deci faptul ăsta urât s-a întâmplat cu mine odată când ne-am dus cu el, m-am dus cu el după iarbă, după cu căruța, ca de obicei, cum plecam toate, nu? Așa. Și după aia s-a mai întâmplat în casă, s-a mai întâmplat că venea noaptea, îmi trăgea chiloței jos, tot așa sex oral, pentru că eu nu mai făcea sex normal, ma sex oral, penetra pe mine, chestii din astea foarte urâte. După care mă amenința, mă bătea, mă ținea de gât, mă strângea, mă ținea de gură. Multe chestii urâte s-au întâmplat după aia, care eu fugeam de acasă, fugeam la prietena mea, la vecina mea de casă. După aia vedeam, mă întorceam acasă, iar el mă amenința, iar vrea să tragă de mine. S-a întâmplat de mai multe ori, numai că eu după aia am plecat slugă în sat, la o familie, și nu m-am mai întors acasă până când am terminat clasa 8-a. Am înțeles că dumneavoastră nu sunteți singura soră violată de către fratele dumneavoastră. Păi nu sunt singura, pentru că eu, spunând de atâția ani, strigând la mama mea, tot timpul, pentru că omul acesta, maică mea, l-a ținut până l-a fost arestat în casa părintească. Și eu sunt ani de zile că eu îi spun la maică mea. Și după aia am o soră, Lidia, în care și ea i-a spus, da, acum mulți ani, i-a zis, mamă, cred-o pe Petronella, cred-o și nu mai ascunde un monstru și nu mai acoperi, pentru că și pe mine m-a violat la 6 ani. Sora mea este mai mare ca mine, are 43 de ani. Deci a fost violată înaintea mea, când avea doar etatea de 6 ani și trăiam încă în județul Bacău, de unde suntem noi născute. Așa, și a fost și ea violată. Și după aia a mai povestit că a mai încercat când era gravidă cu... Când avea ea 14 ani, 15, era gravidă cu fetița ei, care astăzi, cred că are 28 de ani, 29. Și iar a încercat și pe ea, tot așa în căruță, tot așa au fost după iarbă, tot așa au bătut-o, ea a căzut din căruță, a trecut roata peste ea. Niște lucruri care, din nou repet, maică mi-a știut și a acoperit tot. De ce credeți că mama dumneavoastră a acoperit aceste fapte
monstruoase. Nu pot să înțeleg nici eu, pentru că, uitați, eu am, ăsta este al treilea an, că maică-mea nu vorbește, nu vrea să vorbească din cauza că, acum nu știu ce să înțeleg, din cauza, pentru că a pus la acopere până la ultimul moment, pentru că nu știu dacă ați auzit, dar eu vă spun, noi suntem 11 copii, din care maică-mea, după ce a murit tata meu, maică-mea a dezbătut moștenire, a dezbătut succesiuni, din care n-am știut, n-a declarat toți copiii. Eu am fost minoră în timpul ăla, din care eu mă trezesc astăzi cu 3,8 părți din partea, că sunt moștenitoare la casă, și maică-mea, în loc că eu am vrut să depun plângerea asta cu câțiva ani contra lui monstrul ăsta care este acum închis, dar ele tot timpul mi-au spus, dacă dai semnătura la casă, dacă renunți la casă, noi te vom susține. Eu voi veni și voi zice adevărul. Eu voi veni. Eu n-am dat niciodată semnătura pentru că monstrul ăsta era în casă. Și am zis, până va fi el în casă, părintească, și până nu te decizi, eu nu-ți dau nicio semnătură. Din cauza aia, sora mea, Lidia, că stă la ea maică-mea în ziua de astăzi, sora mea Antonina, care o știu, aici în Italia, nu? Lor acoperit și uitați că astăzi mă urăsc din cauza că eu tot timpul 30 de ani că eu plâng și urlu ca să-mi cer, ca să mi se facă dreptate, ca să am o dragoste din partea lui maică-mea care n-am avut, ca să am un pic de dragoste din partea fraților, surorilor, frați, nu pot să spun că nu cred că am frați, pentru că am ajuns astăzi la 40 de ani să aflu mai multe lucruri în care nici de taică-miu, care eu l-am iubit, nici de el nu mai vreau să aud. Ce s-a întâmplat cu tatăl dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că am auzit, după atâția ani, să aud că și taică-miu a tras de o soră, tot așa a încercat să o violeze, tot la etatea de 9, era în clasa 3-a, 4-a, nu mai știe nici exact, să tragă de ea, să încerce să o violeze, să penetreze pe ea și multe lucruri care... De sora dumneavoastră, de propriul lui copil? De propriul lui copil, da. Da. Și tare aș vrea și tare, vă rog, toată România, toată lumea să afle de familia asta nenorocită, de monștri, de persoanele care lor au acoperit, de care lor a acoperit și nu știu să... Și care astăzi pe mine îmi spune, e toată vina ta că nu trebuia să vorbești. Adică eu sunt de vină pentru ce mi s-a întâmplat? Ce, eu sunt acuzată că sunt vinovată pentru așa ceva? Am și eu 4 fete, sunt mamă de 4 fete. Dar eu ca mamă n-aș putea să acopăr așa ceva. Cum v-a marcat această întâmplare incalificabilă? Eu sunt, cred că sunt marcată pe toată viața, pentru că nici eu am fost și la psicologi degeaba, nu să mă ajute. Eu nu pot să uit chestiile astea. Nu pot să uit durerea asta mare, ci eu o port în mine, în sufletul meu. Nu pot. Orice aș face, nu pot să uit. Nu pot, pentru că mă gândesc... Mai ales acum că am aflat și de tatăl meu, care eu, pentru tata meu, îmi dădeam viața pentru că nu credeam așa ceva. Dar eu nu știu cum să vă spun suferința asta, cum să o descriu. Nu știu. Nu am idee. Sunt norocoasă că am fetele, mai ales am o fată mai mare, ce am avut-o eu cu primul meu copil, care acum ea știe, soțul meu care îmi stă alături, dar degeaba, ce am în sufletul meu, nu reușesc să-l uit, nu reușesc. Doar atâta sunt, pot să spun, sunt bucuroasă că el este acolo, unde este acum și nu ar trebui să mai iasă niciodată pentru ceea ce a făcut. Și
maica mea ar trebui să răspundă pentru faptele astea care le-a spus. Ea ca mamă, chiar dacă are 83 de ani, ea ar trebui măcar să spună de ce l-a spus, pentru că n-am avut răspuns corect de la ea. Ce simte un copil de doar 9 ani, o fetiță de 9 ani, când merge speriată să-i spună mamei sale că a fost abuzată chiar de fratele ei și mama nu face altceva decât să îi închidă gura? Eu nu i-am spus chiar în ziua când s-a întâmplat, chiar în anul, eu i-am spus că m-am întors înapoi acasă, că eu am plecat văzând că faptele se repetau, eu am plecat slugă în sat. Pentru că eram amenințată, eram tot timpul când prindea el ocazia, tot timpul să tragă de mine, tot să facă sexul ăsta oral, tot să se termine. Și eu am plecat pentru că nu mai puteam să... După aia m-am întors acasă, aveam etatea de 14-15 ani. I-am spus mamei, pentru că și când m-am întors, el m-a amenințat, încă mai încerca. Eu i-am zis mamei și ea, în loc să... nu știu, să mă îmbrățișeze, să-mi spună că se va rezolva, mergem la poliție, nu, i-a zis, nu cumva să spui la nimeni și a început să mă pălmuiască. Și nu știu dacă ați mai aflat că ar trebui să se știe în România, tot eu cu mama mea, dar aveam etatea de vreo 16 ani, tot eu cu maică mea l-am găsit tot așa în stare, era băut, în care avea rapoarte și cu un câine, un animal, un câine. Cum adică, doamnă? Și acolo m-a... Da, da. Este de necrezut, dar este adevărat. Eu cu maică mea stăteam la parochie, noi am stat pentru mulți ani la parochia în Dimoravița. Era un beci acolo, niște scări. Și aveam un câine ciobănesc, ai mei aveau un câine ciobănesc negru. Și l-am văzut eu cu maică-mea, cu ochii mei, așa, l-am văzut cu pantalonii trași jos, câinele pus peste el, el în patru picioare așa și câinele peste el. Și câinele, cum ar veni, făcea sex cu câinele, câinele îl făcea pe el, așa. Și eu iar acolo când am văzut, i-am zis, mamă, și ea mi-a zis, m-am împins și ca și cum așa din față și a zis tot așa, nu cumva să spui la nimeni ceea ce ai văzut, dar eu am spus, eu nu m-am ascuns, că eram mai mare, nu mi-era frică de el, eu am spus și cine știa râdea ceea ce a văzut, dar pentru mine nu era ceva normal. Este o poveste absolut halucinantă și de aceea cumva îmi permit să vă întreb, sper să nu fie adevărat. Credeți că mama îl ascundea pentru faptul că poate și ea era agresată sau ar fi putut să aibă o altfel de relație decât cea de mamă-fiu cu fratele dumneavoastră, Andrei? Eu acum pot să vă zic doar că multe am văzut, de exemplu, încă nu eram plecată de acasă, acest monstru venea acasă, tata nu mai era în viață, venea acasă, beat, o lua pe maică mea de piept, o ridica în sus și spunea, curvo, dă-mi bani, că dacă nu te omori. Maică mea tremura, îi dădea bani. Să meargă să l-a băut la păcănele, nu știu, așa. Se întorcea noaptea acasă, pe la 2-3, se punea, se dezbrăca în pielea goală și eu când îl vedeam, maică mi-a spunea, pleacă de aici, trebuie să-l învelesc să nu cumva să ia fric. Și zicea, mamă, cum poți încă să-l mai acoperi? Cum poți să faci așa? Nu că ne omoară, nu că ne așa, nu că pe dincolo. Așa. Eu n-am văzut niciodată un raport între ei de genul ăsta. Dar fazele ce le am eu în minte, cum îi spunea curvo și cum maică mea îl învelea că vinea ca să bea și se dezbrăca în pielea goală, credeți-mă, în pielea goală se dezbrăca și maică mea îl învelea. Nu știu ce să cred.
Așadar, ați ascultat povestea terifiantă a Petronelei, femeia care spune că a fost violată la vârsta de doar 9 ani de propriul frate. Și aceasta, la un moment dat, pomenește și de o altă soră de a ei, care ar fi fost, la fel, spune ea, victima unui viol făcut, săvârșit tot de aceeași persoană, de fratele lor Andrei. Ei bine, femeia a cerut un drept la replică și ne-a spus că acest lucru nu s-a întâmplat. Cea de-a doua soră neagă vehement faptul că ar fi fost violată de fratele său. Așadar, după cum este și normal, i-am dat femeii dreptul la replică. Vă invit acum să ascultați ce are de spus sora de care Petronela făcea referire în materialul pe care l-ați ascultat anterior. Nu ne interesează ce a făcut Andrei, numitul fratele. Fiecare să-și tragă conștiințele. Eu nu l-am pus și nici mama să facă așa ceva. Mama este din 2008 în Italia, am adus-o aici și trăiește la mine acasă, la Lidia, pe care eu o îngrijesc. Are 84 de ani. Niciunul nu a îngrijit-o și nu îngrijește. O îngrijesc eu și să-mi aud amenințări și lucruri care nu sunt adevărate nici de mine, nici de mama, că mama a știut. Mama nu a știut așa ceva, că dacă știa mama, era ori deja în pământ. Andrei, fratele, dacă pot să-l mai numesc frate, ori era în pușcărie. Mama nu a știut. Noi am aflat aici din 2020, de când Petronela s-a supărat pe mama că n-a vrut să vândă casa, să-i mănânce banii. Așa cum i-a mâncat și pensia, așa cum i-a făcut pensie falsă în Italia și i-a mâncat pensia și a băgat în probleme. Și de fratele ce pot să spun, să-i fie rușine și sper să putrezească în pușcărie dacă este adevărat, că eu nu am văzut, nu știu nimica, nu pot să acuz pe nimeni. Fiecare ce a făcut să-și tragă consecințele. Mie îmi pare foarte rău că am ajuns în direct să mă vadă toată Europa și tot mapamondul pentru situația asta, că sora Petronela, în loc să meargă să-l dea în judecată, sau dacă am plinit 18 ani, de ce nu s-a dus să denunțe, de ce nu l-a tras în tribunal, de ce scoate la 40 de ani aproape că fratele a violat-o? Este o minciună. Și să mă scuzați, este o excroată și o mincinoasă. Da, doamnelor și domnilor, ați văzut o poveste extrem de încurcată, o poveste dureroasă, iată, două destine cel puțin frânte din cauza acestor abuzuri sexuale la care au fost supuse. Mă refer aici la Petronela, care susține că a fost violată în copilărie de fratele său, dar și la fetița minoră care a devenit, iată, mamă în urma unui abuz sexual. O poveste extrem de grea. Am prezentat acest caz tocmai pentru a trage un semnal de alarmă, să fiți cu ochii în patru, să fiți cu băgare de seamă, pentru că, iată, pericolele pot pândi la tot pasul, trebuie să vă protejați familia, să aveți grijă, poate în proximitatea dumneavoastră se întâmplă astfel de atrocități. Nu ezitați să anunțați organele abilitate atunci când bănuiți astfel de lucruri monstruoase. Chiar și în acest moment pe ecran apare numărul la care puteți să sunați dacă sunteți victima oricărui tip de abuz. Un caz extrem de greu, o poveste halucinantă, ca să spun așa, însă din care putem învăța multe cu toții, putem învăța să fim cu ochii în patru și să ne protejăm apropiații. Emisiunea noastră se încheie aici, iar până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Vă recomand să rămâneți alături de programele televiziunii Tele Europa Nova. La revedere!